Bună ziua! Stimați cetățeni, stimați reprezentanții ai presiei, astăzi Curtea Constituțională s-a pronunțat printr-o decizie de inadmisibilitate cu privire la o sesizare formulată de doi deputați din Parlament. Pretențiile deputaților au vizat texte din articolul 135, aliniat 2 din Codul Electoral, ale cărui dispoziții stabilesc faptul că alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova se organizează cu cel mult 90 de zile înainte de data expirării mandatului președintelui în funcție, însă nu mai târziu de termenul stabilit la articolul 90, aliniat 4, din Constituție. De asemenea, deputații au mai contestat hotărârea Parlamentului care stabilește că data de 20 octombrie 2024 este data alegerilor prezidențiale. În sesizarea lor, cei doi deputați au afirmat în principal că dispozițiile normative contestate contravin articolului 90, aliniat 4 din Constituție, potrivit căruia alegerile pentru un nou președinte trebuie organizate în termen de 2 luni de la data la care a intervenit vacanța funcției de președinte al Republicii. Prin reglementările Codului Electoral, Parlamentul și-ar fi depășit competențele constituționale, instituind o perioadă mai mare de până la 5 luni pentru organizarea alegerilor prezidențiale. În analiza sa, Curtea a reținut că cadrul temporal stabilit de la articolul 90, aliniat 4 din Constituție, vizează alegerile prezidențiale organizate în cazul în care a intervenit vacanța acestei funcții. Curtea a notat că funcția de președinte al Republicii Moldova devine vacantă și nu mai este ocupată doar în caz de 1. Deces. 2. Imposibilitate definitivă de a-și exercita atribuțiile. 3. Demisie sau 4. Demitere. Și presupune o încetare a unui mandat în exercițiu. Dacă funcția de președinte devine vacantă, interimatul acesteia este asigurat în această ordine de președintele Parlamentului sau de primul ministru, iar autoritățile competente au obligația că în termen de 2 luni de la data la care a intervenit vacanța să organizeze alegeri pentru un nou președinte. Textul cu cel mult 90 de zile înainte de data expirării mandatului președintelui din articolul 135, aliniat 2 din Codul Electoral, vizează alegerile prezidențiale organizate în cazul expirării mandatului de 4 ani. Articolul 80 din Constituție stabilește durata mandatului de președinte al Republicii Moldova, precizând când începe și când sfârșește acest mandat. Așadar, mandatul președintelui Republicii Moldova durează 4 ani. Curgerea termenului de 4 ani începe la data depunerii jurământului și încetează la depunerea jurământului de către președintele nou ales. Curtea a subliniat că intervalul de timp dintre cele două jurăminte nu poate fi mai mic de 4 ani. Jurământul depus de noul președinte este punctul de delimitare între două mandate. Mandatul care a expirat încetează, iar mandatul președintelui nou ales începe. Având în vedere prevederile constituționale potrivit cărora mandatul de președinte durează 4 ani, Parlamentul este obligat să reglementeze o procedură de alegere a președintelui Republicii care ar asigura depunerea jurământului de către candidatul a cărei alegere a fost validată de Curtea Constituțională
la expirarea mandatului de 4 ani al președintelui în exercițiu sau într-un termen cât mai restrâns de la expirarea acestuia. Procedura de alegere a noului președinte trebuie să înceapă în timp util, adică până la expirarea mandatului președintelui în exercițiu. Cadrul temporal, stabilit în textul cu cel mult 90 de zile înainte de data expirării mandatului președintelui, din articolul 135, aliniat 2 din Codul Electoral, vizează organizarea alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova în cazul expirării duratei de 4 ani a mandatului și reprezintă o situație juridică distinctă de cea stabilită la articolul 90, aliniat 4 din Constituție. Nicio normă constituțională nu stabilește în mod expres un cadru temporal ale cărui limite să fie organizate și desfășurate alegerile prezidențiale în cazul în care mandatul de 4 ani a președintelui în exercițiu expiră. Această chestiune a fost lăsată pentru reglementare în sarcina legislatorului. Parlamentul este competent să reglementeze o procedură de alegere a președintelui Republicii Moldova pentru cazul expirării mandatului. Această procedură trebuie să asigure depunerea jurământului de către candidatul a cărei alegere a fost validată de Curtea Constituțională la expirarea mandatului de 4 ani al președintelui în exercițiu sau într-un termen cât mai restrâns de la expirarea acestuia. Procedura de alegere a noului președinte trebuie să înceapă în timp util până la expirarea mandatului președintelui în exercițiu. Stabilirea cadrului temporal, în interiorul căruia urmează să fie organizate alegerile prezidențiale, în cazul expirării duratei de 4 ani a mandatului, reprezintă un aspect important al procesului electoral și o premisă a asigurării periodicității alegerilor în discuție. Sub acest aspect, textul contestat din articolul 135, aliniat 2 din Codul Electoral, este în acord cu coordonatele democrației constituționale și cu asigurarea succesiunii firești a mandatelor. Mai mult, Curtea a observat, că o practică similară a organizării alegerilor prezidențiale înainte de expirarea mandatului președintelui în exercițiu a fost acceptată și la scrutinul prezidențial din anul 2020. Deși mandatul de 4 ani al președintelui ales în 2016 expira pe data de 23 decembrie 2020, alegerile unui nou președinte au avut loc în două tururi, pe 1 și 15 noiembrie 2020. Ambele tururi au avut loc înainte de data la care expira mandatul președintelui predecesor. Rezultatele alegerilor au fost confirmate prin hotărârea Curții Constituționale numărul 30 din 10 decembrie 2020, iar candidatul a cărei alegere a fost validată a depus jurământul pe data de 24 decembrie 2020 și la această dată a intrat în exercițiul funcției. Curtea a mai reținut că nu poate exista o suprapunere a mandatelor președinților, de vreme ce președintele cu mandatul expirat își poate exercita funcția potrivit articolului 80 alineatul 2 din Constituție până la depunerea jurământului de către președintele nou ales. Curtea a reținut că alegerea președintelui Republicii Moldova reprezintă o procedură reglementată inclusiv prin Codul Electoral. Ea se încheie cu confirmarea rezultatului alegerilor și cu validarea alegerii candidatului la funcția de președinte al Republicii Moldova de către Curtea Constituțională. Expresia după alegeri din articolul 79, aliniat 2 din Constituție,
este indispensabil legate de confirmarea rezultatului alegerilor și de validarea mandatului de președinte al Republicii Moldova de către Curtea Constituțională. De la emiterea acestor acte trebuie calculat termenul constituțional de 45 de zile. Analizând criticile formulate împotriva hotărârii Parlamentului care stabilește data alegerilor prezidențiale, Curtea a observat că această hotărâre a fost adoptată inclusiv pe baza articolului 135 din Codul Electoral. Sub acest aspect, raportată fiind la Codul Electoral, hotărârea Parlamentului reprezintă un act de punere în aplicare a acestuia. Având în vedere că textul cu cel mult 90 de zile înainte de data expirării mandatului președintelui din 135 alineat 2 din Codul Electoral nu afectează articolele 79 alineat 2 și 90 alineat 4 din Constituție, nici hotărârea Parlamentului numărul 122 din 16 mai 2024 nu afectează aceste dispoziții. Din aceste motive, Curtea a declarat sesizarea celor doi deputați ca fiind inadmisibilă. Vă mulțumesc și o zi frumoasă vă doresc!